de timpul nu în lume, în lumea izbăvirii, iar îngerii și sfinții dau zborul împlinirii. Să nu vă temeți, oameni, fiți vrednice pogoare, cu soarele dreptății veți fi biruitoare. Întinda României! Omul vine la credință, ora vieții dă putință. Ora omului lumină, ora vieții nealină. Omul vine la credință, ora vieții dă putință. Ora omului lumină, ora vieții nealină. Buzău este mânătra floare, în drag România mare. Buzău ne este cununa, adus de limba română. Unghiul moților ne-arată Maica Domnului curată. Prin Sfânsava în pornire, Buzău mare spre unire. Bun găsit, dragi prieteni, și vă spunem Hristos a înălțat, Hristos în această zi sfântă de 4 iunie 2023, în zi de mare sărbătoare, sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Suntem în studioul Așcior. Eu sunt Mirela Cocheci, președinte Așcior Timișoara, și o am alături de mine pe scriitoarea și președinta, vicepreședinta Așcior Timișoara, poeta Florinela Rusu. Bine ai venit, Florinela! Bine te-am găsit, Mirela! Vreau să ne spui ceva despre tine. Ce poți să ne spui despre tine, Florinela? Mă bucur, dragă, în primul rând, și îți mulțumesc din suflet că am avut această oportunitate să te cunosc, să cunosc oameni de la mine din Timișoara. Eu sunt născută în Tecuci, județul Galați. La 16 ani am plecat, am făcut liceul la Brașov, acolo am lucrat, acolo m-am căsătorit, acolo mi s-au născut copiii mei. Și acum viața m-a purtat pe aceste meleaguri pe care auzeam de copil că Banatul-i fruncea, dar acum, într-adevăr, așa este, îmi place foarte mult, mă simt ca acasă. Să precizăm că locuiești în Timișoara. În Timișoara, da. Iată că ne-am întâlnit la Buzău. Ne-am întâlnit. Nimic nu este întâmplător, că suntem amândouă, așa, locuim în Timișoara, exact. Și ne întâlnim la Buzău. Da. Și sunt tare, tare bucuroasă, și Florinela, dragă, din toată inima, să te cunosc. Și eu din toată inima. Astăzi am avut... Și ieri, de fapt, dar astăzi a fost o zi mai specială pentru că a fost prima mea lansare la ultimul volum, Balada Sufletelor Nepereche. Și a fost premierea concursului de poezie, Iubirea ca o poezie, condusă de prietena noastră Marilena Răghinaru, unde am luat premiul întâi la poezia de dragoste. Felicitări! Mulțumesc din suflet! Și astfel... bucuriile s-au suprapus. Am râs, am plâns, am avut bucuria să reîntâlnesc cu oameni cunoscuți și să cunosc alții noi, cum este Mirela, soțul ei, oameni minunați, și mulți, mulți alții pe care chiar mă bucur că i-am întâlnit. Poezia ne unește și când poezia ne unește, distanțele se șterg dintre oameni. Florinela, dragă, spune-ne puțin, povestește-ne puțin despre această pasiune a ta pentru poezie. Cum a apărut? Ce anume te inspiră? Pasiunea mea pentru poezie am simțit-o de când eram copil. Eu când am intrat la liceu, la examen am avut o compunere și aia mi-a ridicat foarte mult nota. Deci eu l-am moștenit pe tatăl meu. Tatăl meu scria foarte frumos și cânta la chitară. Eu în clasa a treia și a patra am cântat la chitară, fără școală, fără nimic, învățată de tatăl meu pe note. Și acum ești la al câtea, la volum de acum poezii? Am scos al treilea volum. Primul volum este Dreptul la fericire. A apărut în
anul 2018 la editura Ștef din Iași. Al doilea l-am scos în 2020, al doilea volum, la editura Armonii Culturale la Onești, sub îndrumarea domnului Gheorghe Stroia, căruia îi mulțumesc. Și acest ultim volum, sper, nu ultimul, că deja lucrez la cel de-al patrulea. Cel mai recent, să zicem. Așa, cel mai recent, bravo. A apărut în luna februarie acestui an, deci e abia ieșit de sub tipar, abia l-am primit de 2-3 luni. Și mulțumesc tot la editura Armonii Culturale 2023. Mulțumesc celor care m-au susținut, m-au încurajat, m-au ajutat. Și sper, eu așa simt că fără poezie n-aș putea trăi. Nu pot imagina viața fără să scriu poezie. Trebuie să ne povestești puțin, că am văzut, am auzit poeziile tale recitate chiar de tine, dar și de alți colegi de-ai noștri poeți. Ce anume te inspiră să scrii poezii atât de pline de simțire, atât de frumoase? Ce anume te inspiră? Mă inspiră tot ce văd. Am poezii, poemul unui câmp cu maci. Dacă îți povestesc acum o întâmplare drăguță, am descoperit o doamnă pe Facebook și am văzut o fotografie, dar nu știam că este a dumneai personală. Am crezut că e o fotografie preluată de pe Facebook. Mi-am salvat-o, că eu când găsesc ceva îmi salvez, și când am văzut-o m-a inspirat rochia dumneai, avea pe poale flori. Dar numai, în rest era o singură culoare. Și ce spui, că poezia mea s-a numit Rochia Înflorată. Ce deci, frumos! Deci vezi? Așa, o floare, o gâză, ascult o melodie, un cuvânt. Atât și îmi trebuie. Și spune-mi, te rog, cum vin poeziile? Ele vin așa, pur și simplu, sau le prelucrezi? Cât timp îți ia să scrii o poezie? Asta nu știu dacă e o calitate sau un defect, dar mi se întâmplă mai rar să scriu o poezie. Eu de obicei scriu noaptea, când rămân așa singură, liniștită cu gândurile mele. Dar noaptea este de regulă un sfetnic bun e și devenim așa meditativ. Mai melancolici și melancolici, da. Și atunci scriu. Scriu, o mai las, îmi vine o altă idee care nu are legătură cu poezia la care scriu. Mi-o notez pe altă foaie, pe altă hârtie sau mai nou acum scriu un telefon. Și așa. Dacă nu o termin astăzi, o termin mâine, dacă nu, păi mâine, le-am ținut și câte o săptămână și apoi o reiau și văd ce-mi trebuie, îi fac încheierea. O mai șlefuiește așa, o mai, deci nu da, așa brută cu mine. Și o mai urmăresc să fie și cât de cât gramatical corect scris, să nu dau prea mult de lucru cei care o editează. Da, și asta e cu poezia mea. Aș vrea să ne spui ce planuri de viitor ai, ce ai în plan în viitorul imediat apropiat sau cel mai îndepărtat? Ca apropiat mi-aș dori din suflet până la sfârșitul acestui an să scot cel de-al patrulea volum. Cred că am până acum peste 60 de poezii, cam de regulă 90 și ceva 100. Pun într-o... Mai sunt care sunt mai lungi, eu scriu vers mai lung și poezii mai lungi. Încă acum m-am obișnuit și scriu puțin mai scurt și trec și pe pagina cealaltă și să-mi depășească 100 și nu le vreau nici prea groase să le poată lumea citi. Să o poată parcurge, să nu plictisim. Ai văzut că am menționat asta și astăzi în lansare. Să nu plictisesc și... Dar cum de te-ai hotărât să vii la Buzău să-ți lansezi cartea? Da. Povestește-ne puțin. Dacă îți povestesc, m-a invitat Marilena Răghinaru la antologia la care astăzi am luat primul întâi la Poezia de Dragoste. Și am hotărât împreună data când să facem, să fiu și eu și... Ea ți-a prefațat și cartea, da? Da, ea mi-a făcut prefața și corectura, ea mi-a trimis la editură tot. Și atunci i-am spus, zic, nu știu cum aș face și eu să-mi lansez cartea. Și atunci, dar n-a așteptat 2 secunde, dacă mă crezi. Zice, știi cum facem? Facem prima dată lansarea ta și după aia toate evenimentele astea în aceeași zi. Și nu îți spun cu ce emoții am primit această veste și rămân recunoscătoare Marilenei pentru totdeauna. Să sperăm că urmează și la Timișoara.
Doamne ajută! Doamne ajută, Mirela! Pentru că nimic nu este întâmplător, iată da, că, da, că noi ne-am da, întâlnit aici, da, aici ne-am și cunoscut, da, noi locuind în Timișoara amândouă, da, și da, ne întâlnim aici la Buzău cu ocazia acestui eveniment da, literar. Chiar da, acum ne-am întors de la acest da, eveniment da, literar și mulțumim domnului Mușat că ne-a invitat pentru amândouă văzduire, aici da, în studioul Așcior da, să împărtășim câteva da, impresii, câteva impresii vis-a-vis de creațiile noastre, sigur, de aceste sigur, evenimente da, minunate. Două zile minunate, la propriu și la figurat. Florine, la dragă, poate vrei să ne și citești cum ceva din creațiile tale? Cu mare drag, Mirela, cu mare rog, drag și mă bucur că astăzi ai fost în sală la lansarea volumului meu. Eu mă bucur, mă bucur enorm că am reușit să fiu la acest eveniment frumos. Te rog, te ascultăm. Prima poezie a fost scrisă în 9 aprilie 2022, eu pun data la fiecare. O vizită închipuită. Când îți va fi dor de mine, să mă cauți negreșit, m-am mutat pe strada gării, număr minus infinit. Vei vedea o casă veche din pământ cu dușumele, gardul numai înalt de un metru împletit doar din nuiele. Intră, câinele e slobod, dar e bun și blând cu mine, cred că te va recunoaște la cât i-am vorbit de tine. Dacă ai prin buzunare firmituri sau un covrig, pune-le pe preș la ușă, doarme acolo, că e frig. Să nu strigi când întreci pragul, pașii ți-i voi auzi, și de-o să mă fure somnul, Doamne, cum mă voi trezi? Ai să mă găsești la sobă, cu ibricul pus pe plită, iar pe masă aburind o pâine albă împletită, și o cană de vin fiert cu piper și scorțișoară, spuma înaltă de un deget, maică stă să dea pe afară. În cuptorul meu de lut, coc o tavă cu plăcinte, vezi, nu uit ce îți plăcea, îmi aduc și acum aminte. Un șervet alb din bumbac, eu cu mâna l-am brodat, să te ștergi cu el la gură atunci când ai terminat. Spune-mi dacă ți-a plăcut vizita neanunțată și am să îți răspund cu drag că te aștept și altă dată. Mai adu-mi un braț de lemne, primăvara e târzie, abia dacă am văzut câte un puf de păpădie. N-am prea multe, dar am toate, atunci când ești lângă mine și am soarele în suflet, cum să nu-l împart cu tine? Cât de frumos! Mulțumesc. Parcă am simțit și am văzut acel șervet alt cu plăcinta aburindă. Da. Foarte frumos! Mulțumesc. Felicitări! Suflet, felicitări. Să vedem, să mai alegem o poezie, să mai alegem o poezie, două. Parcă am mai pus un semn pe aici. Da. Te rog, te ascultăm. Cu mare drag! Virgula dintre cuvinte. De ce oare nu mai cred nicio vorbă din ce spui? Când nu știu nici cum, nici unde s-a pierdut iubirea noastră, pe sub cerul zugrăvit, doar într-o culoare albastră, sau printre povești neștiute, dar nespuse nimănui. Am rămas doar virgula așezată la întâmplare, între cine sunt aievea și ce am fost până mai ieri. Diferența dintre toamne îngropate în primăveri, fulg de nea purtat de crivăți cu o singură suflare. Legilor nescrise încă trebuie să mă supun. Ca o pasăre cât pumnul stau închis în colivie, mi-aș lăsa viața într-o carte, dar creion n-am nici hârtie. Doamne, cât te port în suflet și nu am cui să le spun. M-aș întoarce cu 2 ani, dar mi-e timpul un defunct, adormit în veșnicia amintirilor prea sfinte. Eu, o virgulă ca semn aruncată între cuvinte, dar tu roagă-mă, iubite, să nu mă transform în punct. Când vreodată îți va fi dor, punem sufletul pe pâine și mă gustă ca flămândul nemâncat de ani de zile. Apoi cartea mea deschide-o și mă așează printre file, virgula dintre cuvinte, 2 numai, azi și mâine. Iată, dragilor, versuri
de o sensibilitate aparte. Mulțumesc, de mulțumesc eu că ne-ai încântat și mai încântat cu aceste versuri minunate. Eu îți mulțumesc, mă onorează. Să mai citim o poezie, Florinela Dragă. O să mai citesc poezia Eu și vântul. A scăpat din hamuri vântul ca zănatecul la leargă. Parcă știe că l-aștept, lacrimile să-mi șteargă. Poate se va îndura pe o aripă să mă poarte, nu femeie, nici iubită, doar năluca de departe. M-aș opri în grădiniță să foșnesc frunza de tei, tu, ascuns după perdele, să-mi vezi umbra printre ei. Voi intra pe neștiute printr-un geam întredeschis, să îți pun pe pernă ramuri din flori albe de cais. Îți vom bate la fereastră noi, doi buni și vechi prieteni care aleargă primăvara către tine cu pași sprinteni. Vântul te va mângâia, eu să trec neobservată, într-o joacă de copii simplă și nevinovată. Ai să adormi într-un târziu și atunci voi veni tiptil să mă culc în visul tău cum se culcă un copil, fericit că pune capul peste brațul de părinte după ce îl îmbrățișează și îi dă un sărut pe frunte. Neștiind că sunt acolo, vei simți al meu parfum care l-am lăsat pe pernă trebuind să plec la drum și probabil vei începe să mă cauți prin odăi, dar sunt vântul scuturându-și floarea peste ochii tăi. Voi sta până dimineață confundată în fotolii după ce m-am primenit de principii și orgolii. Pentru o singură clipă voi uita tot ce-a fost rău și cu degete subțiri să mă joc prin părul tău. Mă voi așeza pe frunte, poate îți pătrund prin gânduri, tot ce ai scris în cartea vieții să descoper printre rânduri și smulgându-mi inima strânsă în menghină la tine, să știu dacă în mintea ta mai e loc și pentru mine. Florinela Dragă, tu și vântul tău poetic, ne-ai plimbat așa zălatic, ne-ai plimbat atât de frumos pe aripile poeziei și îți mulțumesc că ne-ai fost alături, mulțumim așciorului, președintelui, mulțumim că ne-a invitat în această zi să fim aici împreună alături una de cealaltă și eu îți mulțumesc pentru frumoasele versuri. Mulțumesc, și Mirela. La cât mai multe întâlniri. Oricum, ne revedem săptămâna viitoare. Acum mai scăzem. Îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc și nu știi câtă bucurie mă încearcă astăzi că am cunoscut un alt om frumos pe care viața ni-i scoate și mulțumesc Bunului Dumnezeu că mai există pe lumea asta. Doamne ajută și să spunem și noi, cum zice domnul Mușat, bucurie! Bucurie! Doamne ajută! Doamne ajută tuturor!